Viața asta o bor. Dacă stau bine să mă gândesc, nici nu știu dacă exista când eram eu tânără. Pe vremea aia, nici nu existau piețe. Păi nici nu existau bani. Ne dați certificat de garanție? Da. Absolut. Că mai veni și altă dată și nu ne ocoliți. Na bun. Păi sigur că da. 2 ani și puteți să returnați în timp de 30 de zile. Pe cum? Suntem în Union. Ăsta cât e? E mai scump? Ăsta e 10 lei și ăsta e 6 lei. A, până ne zgârtim la 4 lei. Îl luăm și pe ăla și pe ăla. Prea mult usturoi, ce vor să facă cu ele? Măi, tu știi că roșiile, roșiile din România sunt altfel. Mă, lăsați-mă, băi, frate, că sunt semințe din Olanda, din China, din Togo. Nu mai avem semințe de legume românești. Nu mai sunt legumele cum erau pe vremuri, că și ochiarii au început să se răzvrătească și sar peste tot. Deci, dacă suntem de vârsta asta, mâncăm varză. Că varza, ca să fim varză, e antiinflamator. Dar varza e antiinflamator. Varza e anti... Hai să iau ouă, condimente. Să rămână. 0,75. 3 ouă, vă rog frumos. Ia 6 ouă acolo, ce iei 3 ouă? Eu mă duc către tine să cumpăr. Câtă iubire există între ăștia doi? Se numesc dual carrots. Domnul Aurel, vă iubesc. Love you. Salutare, salutare! Cum sunteți? Bine? Sănătoși? Apropo, azi învățăm ce înseamnă un meniu sănătos, iar prima lecție o va preda o echipă super paranormală. Carmen Hara, adică doamna tinerețe fără bătrânețe și viață fără de carne, îl are ca partener pe mucalitul de serviciu Cristi Grețcu. În tabăra adversă, o voce cât 10 pe nume Nico și tăticul legitim al bluzului românesc A.G. Weinberger. Sunteți gata? Atunci poftiți la masă sănătoasă! Numele și prenumele. Carmen Hara. Cristian Constantin Grețu. Vârsta. 62. 57. Locul nașterii. Bistrița. Piatra Neamț. Starea civilă. Widow. Cum se numește widow? Văduva. Căsătorit. Copii. 3. Un băiat. La ce vârstă v-ați sărutat prima oară? La 24 de ani. Târziu. 14 ani. 3 lucruri pe care le-ați lua cu dumneavoastră pe o insulă pustie. Aș lua copiii, aș lua nepoții, aș lua pisicile și câinii. O carte, o sticlă cu apă și speranța. Câte zile puteți rezista fără telefonul mobil? 3 secunde. Multe. Ce ați schimbat la dumneavoastră, fizic vorbind, dacă ar fi posibil? Dacă aș fi posibil, m-aș face tânără, mai slabă și blondă. Aș mai da jos din burtă. Care este primul lucru pe care l-ați face dacă ați fi președintele României pentru o zi? Aș face o instrucție de nota 10. Aș face Bucureștiul ăsta să arate frumos, așa cum el este, de fapt, nu ca după bombardamente. Mi-aș da demisia. Care vedetă străină v-ați dori să fie soțul dumneavoastră? Eu l-am cunoscut pe Brad Pitt, îmi place de el, e un băiat extraordinar, toată lumea crucifică, dar mi-ar place un băiat ca Brad Pitt. Bă, băieți, aici la faza cu nevestele e foarte riscant să răspunzi, în sensul că nu știi ce velea ți-ai pe cap. Așa că eu sunt mulțumit cu cea pe care am eu acum. Nu-mi doresc nicio vedetă străină ca nevastă. Ce notă v-ați da pentru cât vă pricepeți la gătit? 6 și ceva, dar să nu știe nimeni. 7. Care este mâncarea preferată? Vegetalele cu legumele și cu vegetalele și cu fructele și cu vegetalele. Nu e una singură. Practic, există foarte puține mâncăruri pe care nu le prefer. Ce nu vă place să mâncați? Nu-mi place carnea. Bătaie, evident. Cum v-ați caracteriza, într-un singur cuvânt, partenerul de echipă? Adorabil. Rezonabil. Ce preparat v-ați dori să aveți de gătit astăzi? Mi-aș dori să gătesc ciupercile mele preferate. Cartofi prăjiți în ulei de nucă. Ce preparat nu v-ați dori să gătiți azi? Nu vreau să gătesc carne. Salată de alge. Sărut mâinile! O, dragă! Dumneavoastră, sunteți dumneavoastră? Eu sunt dumneavoastră. Îmi face plăcere să vă cunosc. Puf,
Foarte multă, 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 multă. Și la treabă. Îmi place cămașa asta roșie, de unde se arată? E de la marele popor chinez. Adică din țara vecină și prietenă China. Că oriunde merge pe fața pământului, găsești obiecte chinezești. Haine, tot felul de lucruri astea mici. Având în vedere că dumneavoastră sunteți cea care aveți gusturi mai puțin omenești, oameni de ăștia ca mine. Sunt vegetarian. Să facem un meniu, să împăcăm și capra, da, și varza. Să împăcăm și varza și pe capră mai puțin. Un meniu pentru capre, care va să zică. Și caprele vor mânca varză. Aha, ok. Sau vor fi virșli de capră și varză călită. Dragă Horia, o să facem un meniu zdrobitor. O să facem somon. Niște chifteluțe le facem din dovlecei. Nu din varză? Vreau să vă arătăm că nu se poate fără carne, se poate fără lapte, se poate fără zahăr. Așa se poate fără orice, că na, slăbim și ajungem așa subțiri cum e doamna. Așa că vom face niște ciuperci, pe urmă facem o salată. De care salată? Deci facem ciuperci, salată, facem chifteluțe, salată, facem salată, facem somon. Și eventual mai le dăm niște clătite. Dar ce să fii sănătoși, dar cât vreți să mâncați? Și vin. Măcar să bea de necaz, știu, dacă teorii, nu poți să mănânce. O să vadă ce le-am dat de mâncare, săraci o să plângă. La cumpărături, stimați telespectatori. Și pe urmă tu muncești și eu mă uit la tine. Ne-am înțeles? De data asta, da. Normal. Împărțind munca, judicios. Eu, să eu n-am fost aici. De 40, nu știu, 30 ceva de ani. Ce piață s-o fi dus? A, în America nu prea sunt piețe, am fost și pe acolo. Mai găsește în cât un oraș, cât o piață din aia, de modă veche, cam cum e până Europa. Dar nu peste tot. Piața asta, de fapt, e o piață asta obor. Dacă stau bine să mă gândesc, nici nu știu dacă exista când eram eu tânără. Pe vremea aia, nici nu existau piețe. Păi nici nu existau bani. Bună ziua! Ăsta cât e? E mai scump? Asta e 10 lei și ăsta e 6 lei. A, până ne zgârtim la 4 lei. Da. Îl luăm și pe ăla și pe ăla. Prea mult usturoi, ce vor să facă cu el? Ați făcut vreodată chifteluțe de dovlecei? Când te postiți, nu? Păi chiftele de dovlecei, fără ou, mai greu se pot face. Le poți lega cu un picuț de cartof fiert în coajă și după aia fasat bine, bine, ca să lege compoziția de dovlecel, dar de asemenea va trebui să adaugi puțină făină. Eu postez tot timpul că nu mănânc carne. Sunt într-un post permanent. Se vede că doamna Hara ține cur de slăbire, adică post, că na, limpede. Bun, atunci de o să luăm de cea mai mici, mai frageți, mai așa. Din ăștia? Ia mai mari, că razi la ei de nebunie. Ia din ăștia mai mari. Că e radio. Păi razi tu? Da. Eu nu rad nimic. Eu știu că doamna Hara, pe vremuri, când eram și eu tânăr, era într-o trupă, într-un band, nu mai știu, parcă Trio Express se numea, cânta, avea voce frumoasă. După aia s-a reprofilat. Acum înțeleg că ghicește în tot felul de lucruri. Ok, dacă vreau să mă mărit, ce îmi pun? Asta? Cred că... Îmi pun sub cap, de asta nu pot să-mi pun, că e dita mai vaga. E cimbru ăsta. Ăsta-i busuiocul, dar nu pot să mă duc cu dita mai busuioc. Aici avem o ofertă de busuioc variată. Deci ăsta e busuioc lămâiță, ăsta e busuioc văcărești. Deci depinde cu cine vreți să vă măritați. Aveți cumva și busuioc jilava? Ia. Ăsta mi-ai dat cadou? Da, ăsta e sampling, sampling. Free sample. Cadou? Da. Păi în America nu-ți dă nimeni cadou, adică nu este cadou. Nicio problemă. Cadou este la români. Păi și ce, nu-i bine? Și dacă mi-l pun, îl visez pe viitorul meu soț, dacă va fi vreodată vreun soț, nu? A ajuns la vârsta mărătișului domnișoara Hara. Măi, tu știi că roșiile, de, roșiile din România sunt altfel. Noi n-avem acolo în America. Mie îmi spuneți. Mă lăsați-mă, băi, frate, că sunt semințe din Olanda, din China, din Togo. Nu mai avem semințe de legume românești. Nu mai sunt legumele cum erau pe vremuri, că și ochelarii au început să se răzvrătească și sar peste tot. O să-i pun și așa pe cap, dar nu stau. Deci, fără laudă la adresa legumelor, sunt vai de capul lor. Ici, colo, mai găsești cu una, câte una bună. Am fost cum vă cheamă? Marian. Domnul Marian. De ce roșiile astea de aici sunt altfel decât alea din America? Aveți că o explicație? Că nu păi, doamnă, știți, noi în România nu punem decât gunoi specific vacilor. Vacile mănâncă
ierburi, mănâncă ciocolată elvețiană și atunci gunoiul este superior. Și atunci când crește roșia cu gunoi american ăsta elvețian la rădăcină, este mult mai gustoasă. Găsim din când în când și ceasuri elvețieni înăuntru lor. Stai că eu le miros. Chiar. Stai. Asta, deși mai mică, are altă energie. Miroase roșia română. Doamna Carmen. Da, dragă, da. Stai, luăm demo de la domnul și mai luăm din altă parte, da? Ai mai venit cineva să le controleze așa ca mine? Sunt unică, nu? Măcar atâta la roșii să fiu și eu unice. La ceva să fiu și eu unică. Da, eu mai cunosc cu doamna Carmen. E soție de președinte. Deci, dacă suntem de vârsta asta, mâncăm varză. Că varza... Ca să fim varză? E anti-inflamator. Da, varza e anti-inflamator. Varza e anti-inflamatoare. Căci și când eram mic și aveam câte o bubă, îmi punea bunica mea varză pe care era murată, știi? Și mi-o lega. Și că îmi cocea pe acolo. Mă rog. Nu cocea nimica, dar... Arătați bine. Păi nu mă las, dragă. Asta nu câte? Mă las. Păi știu ce mănânc. Bine, da, da. Înseamnă... 3 ani de astea românesc. Din jumătate de dolari. Bun e. Nu mai pot după asta. Aveți nevoie de morcov la ce gătim? Sigur că da, dar tu îi vezi pe ăștia? Uite nu. Ce... Da, uite ăla e de filmat, dar... Morcov, eu mă duc câte timp să cumpăr. Câtă iubire există între ăștia doi? Ăștia doi s-au găsit... Unde găsești doi oameni să stea așa? Se numesc Dual Carrots. Ăsta e morcov. Da, așa, uite, da. Uite săracul ce bătut de evenimente e. Bătut, dar e bun. E morcov adevărat românesc. Morcovul românesc nu se compară cu cel elvețian, nici cu cel american. Care sunt așa, niște subproduse. Cum vă cheamă? Domnul Aurel, vă iubesc. Love you. Vă iubesc. Cu mâna Florica. Cu mâna Florica. Trebuie să veniți, vă facem o vizită. Haidem încolo. Aveți unde să mă țineți? Aveți o cameră în plus? Mi-aduc aminte în copilărie că la noi, pe la bunici, pe la țară, pe acolo, toate femeile purtau numele Florica, Firuța, Vetuța, Anișoara, astea erau numele. Dar vacile erau Luiza, Elisabeta, Cleopatra. Da. Ăsta e mortal. Arată ca Trump, uite, nu crezi? Nu-l cunosc personal, nu eu pot cunosc, să vă contrazic. Eu cred că l-am cunoscut. Deci ăsta îți place de el cum arată? Da. Uite ce frumos e. E okay. Să-l pui în vitrina. Dar putem să-i facem de acopt? Oh, cum să nu? Cu ardei românești să fac copți cât vreți, stimată doamnă. Ajung atâția ca să aveți? Dar câtă salată vrei să... Tu crezi că eu muncesc atât? Păi nu, eu muncesc. A, tu muncești? Da. Așa, dacă tu muncești, eu dau doar ordine, e la fix, nu? Și eu muncesc, stimată doamnă. Nu trebuie să vă obosiți. Sunteți o frumoasă, doamnă. Și tu ești, da? La fel. E drag de dumneavoastră. Și mie de tine. Te iubesc. Ce frumoasă, doamnă. Vă iubesc. Și eu te iubesc. Love pentru toată lumea. Ai o fată? N-ai copii? Nu vrei să ai? Nu poți? Ești sigură? Eu zic că poți. Cât ai? 38? Da, 42. Faci. Facem pariu? Acum. 40 de bob ca 40 de pop. Bine, știți, bine ghiciți. Ia, trimiteți un copil și cu fata asta. Sunt grea. Ce mai luăm de aici? Unde este domnul meu cu banii? Ăla pleca, mă, domnule, tot timpul este pe felia lui. Nu spune nimica. El mă face ce vrea el. Așa-s bărbații, nu? Păi noastre nu faceți la fel? Păi zi, în tinerețe, a fost crai mare? A fost? Vă iubesc! Mamă, nu mai am mâini! Imediat vă dau, doamne! A fugit! M-a lăsat de aici, eu n-am nici bani! Păi care n-ar fi făcut-o? Hai să o recuperăm! Hello! Eu vreau de-astea păstăi de... Păstăi de, hai cum se zice, de fasolie.
Vreau să fac ceva extraordinar, care e favorita mea mâncare. Este fasolea păstăilea la verzi, care se face cu foarte mult usturoi și atâta usturoi pune mai mult decât trebuie. Așa. E bine. Și o să guste extraordinar. Nu păstăi sau păstăi? Hai, aici mergem. Nu, dar asta dar e galbenă. Nu e nimeni, nu mă încurca. Asta e galbenă. Și restul sunt ardei. Asta e ardei iute, de la distanță n-am mai văzut. Fasolea e de fapt ardei iute. E ce trebuie? Păi dacă ai cumpărat fără mine. Păi de ce te-ai apucat? Pentru că gând la gând. Păi nu gând la gând, păi trebuia eu să o văd cât de lungă, cât de scurtă, cât de... Uite cum păi e, vezi? Păi cine o curăță? Că... Tu, ăla. Că eu. Tu muncești, nu? Corect, eu să așa. Știi, eu yes, sunt, eu dau ordine și eu nu fac nimic. Dar, bineînțeles, stimată Duduie. Știi când muncești? Știu. Mi-e milă de tine. De, asta de e, acum. Ce să facă? Săracul domnul Cristi Grescu trebuie să gătească tot ce îi poftește, sau de fapt tot ce îi trăznește prin minte doamnei Carmen Hara. E o drăguță, e o dulceață de om. Numai că, da, mă rog. Ce mai cumpărăm, doamna Carmen, de aici? Ce mai cumpărăm? Salmon. Există și salmon, da. Și ne mai trebuie lapte de migdale, că noi nu avem voie să... Să rezolvă și cu ăsta. Noi nu avem voie să luăm lapte de la vacă, cum știți voi, de 100-1000 de ani, pentru că noi, de fapt, nu ar trebui să bem lapte de la niciun animal, știi asta? De fapt, de acum încolo ar fi bine când e cineva așa praf, cum se spune noi. Nu mai zicem, bă, ești varză, ești anti-inflamator. Că e similar. Deci noi trebuie să luăm lapte de migdale împreună cu adevărate și făină fără gluten, că glutenul face rău la creier. Făină fără gluten, yes. Eu mi-s din Ardeal. Și eu mi-s din Moldova. Și știu bancuri ardelenești, vrei să spun? Cu Maria și cu Ion. Avem, este timp, este. Sunt pornografice. Vai, ce dulce, doamna Hara, numai bancuri de-astea bune știe. Ia ziceți-o la. Eu am ascultat-o, o știu, de pe vremea lui Trio Express. Mulți ani. Ai, ai, ai. Să rămână, Danu, bine ați revenit. A, păi bine te-am găsit, dragă. Că bine zice. Fără gluten, da, aprob. Aprob 100%. Aprobat. Dale așa. Și domnule, eu n-am mai mâncat din ele rahat. Două. Avem un dulce. Pe cuvânt, eu n-am mâncat rahat. Dar știți ce se întâmplă? Eu am mâncat alune. Eu aș la simplu, da, ce am mâncat eu acum? Măsline. Măsline. Rahatul pe măsline merge? Cred așa ceva. Ce bun e. Păi parcă era vorba să nu mănânce zahăr, doamna Hara. E, un pic de rahat acolo cu jumate de mil zahăr e, nu e mare cât e. Jumătate de kilogram. Ingredientele principale deja le avem trecute. Am cumpărat peștele. Lapte de migdale și real eggs. Nu folosim fake eggs. Mm-hmm. Acum urmează să stabilim ce facem cu vinul. Bună ziua! Bună ziua! Doamne, dar ce e aici? Vă numiți? Ionel, Ionelule. Da. Nu mai bea, băiatule. Nu, să nu bea decât când e cald. O să te ridă fetele. Din partea... Din partea casei, din partea firmei, această frumoasă sticlă de roze. Este roze! Îl iubesc pe domnul Nel, m-am îndrăgostit de el. E un gagiu mortal. Nu e genul meu, dar îl iubesc. Iuhu! Ionelule, mai doamna Carmen, iubitule, vă trec Ionel, dumneavoastră în contul, ca să zic așa, farmecului, șarmului personal. Am card. Da? Am card. Bun. Au terminat cumpărăturile. Băi, dar ce cumpărături senzaționale! Doamna Hara este nemaipomenită. Ar găti orice, dar nu știe să facă nimica. În schimb, Cristi Grescu e mai așa, mai cu picioarele pe pământ. El cu banii să nu cheltuiască foarte mult, să economiști. Gătim numai cu legume. Puține ouă, dar nici pe alea nu le luăm din astea de la găini care sunt fake, ci numai de la găini real. Ok, bun. Hai să vedem în bucătărie acum. Dacă îmi dau o sălățică bună, cu un dressing foarte bun așa și ceva dulce neapărat, dar să fie tot rovegan. Wow, mi-am dat dulcele înainte. Păi un măr și eu pot găti. Moru. Deci un măr și eu nu, pot găti. Nu, vreau să spun că prăjiturile rovegane sunt cele mai greu de făcut. Dar făcut ca lumea, nu așa ce găsim la cutip. Și tu ești vegancă. Nu sunt vegancă. Eu sunt omnivor. Deci eu sunt un dinozaur de la omnivor. E bine. Hai să ne apucăm de treabă. Vreți așa ceva? Vreți să aveți bani să vă meargă bine? Spânzurați?
cât de mult usturoi posibil pe unde pus, la intrarea în casă, în bucătărie, unde vreți. Putem să punem și sub pernă? Eliminăm părțile care nu arată foarte bine din coaja dovleciului, dar păstrăm coaja în general pentru că este plină de vitamine. Dar de ce nu curăță dovlecerul deasupra unui vas? De ce deasupra coșului de gunoi? Și vorba multă sărăcie, omule, nu mai tu vorbești, treci la treabă. Și o face doamna Hara cu lintoarsă cu spatele. Nu ne dezvălui toate secretele, că... Ai viteză, ai viteză, ești bun, ești bun. Mulțumesc. Și eu mă chinuiesc cu acești castraveciori ca să-i facem să fie cât mai drăgălași, fără cojița asta, care eu zic ar trebui să... Dacă mi-am adus eu asta din America. Pla. Are o sculă pe care noi românii n-am mai văzut-o. Se numește peeler. Îți dai seama cum sună peeler? Sau cuțit econom, știi? Ăla cu care cureți rădăcinoase. Dar poți să cureți și castraveții. Sărace castraveții. Nu vrei să folosești cuțitul mic? Crezi că mi-e frică de un cuțit? Păi lui nu e frică de tine. Nu e nicio problemă. Tu poți să da sau nu, dar... Mă rog, treaba ta, bucătăria ta. Vai, doamna Hara! Mă dezamăgiți! În Statele Unite sunt niște oameni care spun my bedroom, my business. Așa și eu cu tine spun bucătăria ta e business-ul tău. Păi lasă că una e bucătăria unui bedroom. Nu mă atinge la coarda sensibilă cu bedroom. Ce mai e cu bedroom aici când vorbim de fasole și castraveți? Păi trebuie să o lăsăm în fasole cu... Să lăsăm în fasole cu bedroom-ul sau să lăsăm în fasole cu fasolea? Cu fasolea. Așa. Well, you can do it wherever you want. Adică, na, ce să zici? Am terminat de ras dovlecii cu această sculă super performantă. Acum o punem la spălat și... Îi vom pune cu sare ca să-și tragă un pic apa și să aruncăm dovlecii conțin foarte mult apă. Dar de ce să conțină toate legumele apă? De ce să nu conțină una un picuț de vin, alta un picuț de bere, poate să mai una și un picuț de țuică sau coniac, ca să avem din toate, sau chiar vermut, na. Numai apă, apă așa, toată și apă, apă. În general, tot ce veneți aici conține magneziu, potasiu, toate minerale necesare și special foarte multe vitamina C. Am făcut salata de potasiu, de magneziu și de vitamina C. Dar de ce nu pune și niște clor acolo? Ca să fie o treabă ca lumea. Da. Și niște aur sau fer. Ție cum ți-a pare mai greu? Să fii musafir sau să fii... Mie sincer, da. Pentru că sunt un necioplit, să fii musafir e mai greu. De ce? Poate să mergi la om în casă, nu știu. Nu știu acolo, oare trebuie să ne dăm jos pantofii, că atunci nu intru. După aia nu știu să mănânc cu furculița, cu cuțitul, să mă pătez. Deci eu sunt o calamitate de musafir. Mamă, trebuie să ne simțim bine. Se rupe scaunul, am 120 de kg. Doamne ferește! Nu știu eu. Salata mea se apropie de adevăr. Eu am venit în America în 3 zile și plec peste 2, deci... Dacă pleci, ia-mă și pe mire, dacă pleci. Mai bine du-te singură. Hai să punem salata la vizită. Trece la următorul fel, că-i târziu, viu musafirii. Să știi că arată frumos salata. Pe bune, chiar arată bine. Bravo, bravo. Nu, felicitări, stimată doamnă. Nu, să reformulăm. Maxime felicitări, stimată doamnă. Hai, dă-i drum, dă-i, atacă-l. Atacă acum, da. Nu te lăsa. Stai că e o răzătoare de mare performanță și sper să nu am în chifteluțe și unghii. Foarte bine să o condiți în moment. Păi, hai să știi că ești bun la răzător. Acum să mă rădător. Puținele doveri care excelez. Ești foarte bun, măi, stau așa și te admir, de fapt. Mulțumesc, pătă. Te admir cu viteza cu care poți să razi pe această mică. Asta e o jucărică. Asta l-ai făcut tu pentru noi acum? Asta este făcut de acum o oră, este ceva fresh, da. Este super fresh. Știți ceva? Ia mâncați, puteți mânca căței de usturoi, eu mănânc. Uite, bun eu? Hum. Vreți să nu aveți cancer? Vreți să rezistați să mâncați așa ceva? Luați-o și mâncați el crud, nu mai faceți cancer niciodată. Doamna Hara mănâncă usturoi crud. Crud? Crud, pe stomacul gol, dimineața, 3-4 căței, până auziți cum latră stomacul. Dar nu pot să beau o bere, mai bine.
Măi, pot să fac și eu? Vai de mine, da. Sigur că da. Deci... Chiar mai bine, ca să mănc un pic aia odată, știi? Să pun și eu din vibrația mea, din sufletul meu, în mai aceste... Mai că fără un pic mai mici, nu vibrațiile, ci chiftelele. Nu fii, dragă! Am că e mare aia! Din ăsta zgârcoman. Pune! Pune! Dar fiind, nu-i dă zgârcomania mea, ci de modul cum se penetrează ele în corpul lor, acolo în tigaie. Deci dacă o fac mai mare... Se penetrează, ce-i cu tine? Gradientul de termic va fi mai mic. Se penetrează, el nu se penetrează. Problema este penetrația și cu bărbații ăștia cu penetrația nu fi niciodată. Uite ce e, fără penetrare aici. Și în general ale mele sunt mult mai frumoase. Ale tale sunt dezordonate. Sau gândirea trebuie să fie, vezi, că le faci, gândirea trebuie să fie uniformă. Gândirea trebuie să fie în armonie. Armonia ta de gândire trebuie să fie chiftea, sunt o reflecție a gândirii tale, chifteaua asta. Pe bune? Chiftelile sunt reflecția gândirii lui Cristi Grescu? Fiecare produs pe care noi îl mâncăm contribuie la sănătatea noastră, la îmbunătățirea stării noastre de bine și la ne menține mereu în formă și avea o energie ridicată. Care e reflecția gândirii doamnei Hara? Salata aia, nu? Mă rog, și varza. Mâncarea-ți dă energie. Nu numai aerul îți dă energie sau nu numai, cum să spun, gândirea îți dă, are un component energetic, dar mâncarea are un component energetic, spune, nu mai am energie, hai să mănânc ceva. Băi, dar ce lucru interesant de spune, hai că nu e glumă, până acum mâncai de prost, așa nu știi de ce mănânci. Și acum afli, și mulțumesc pe cala să doamna Iara, că mâncarea îți dă energie. Fantastic. Să rămână, doamnă, să rămână. Mulțumesc. Ceapă gogoșar, ardei, am să pun și niște usturoi. Mi-am trebuit țelină, care nu știu cum din greșeală n-am pus un pic de țelină, trebuia blocată și ea. Nu să mă rănim. Cum de lipsește țelina? Cristi Grescu, de ce ne-ai adus țelina, măi băiatule? Și peste astea punem ciupercile și le lăsăm să se... creeze o compoziție omogenă în ciupercile cu tot ce vedeți aici, toate vegetalele, la care bineînțeles că se adaugă, o să punem sare, o să punem un pic de vin. Vinul care l-am cumpărat ca natural, dar care să nu aibă sare. Și punem foarte puțin, dar le dăm un sare. Oh my god, zahăr, da, punem din ăla sec. Mă gândeam cum să pune, câtă sare să punem. Are și un gram la mă gândeam litru. La... E da. Voie? Un gram la litru are vinul ăsta. Da, e foarte puțin. Okay. Dar punem foarte puțin vin, adică numai așa cât îi dă un anume taste. Mă, când e taste-ul de la mama lui, e treaba sigură. Se dea puțin taste, no. Gata, uite, ți-am făcut un număr de ciuperci considerabil de suficient. Nu, părerea mea. Mai mult. Așa, astea la tele împachetăm și le dăm echipei acasă. Sau îi le trimite la domnul Horia. Bunicul dumneavoastră. Un băiat tare drăguț. Eu sunt un puștiulică. Vă fac curte dacă vreți cu gard sau, mă rog, gardul meu din Florida l-a și dărâmat, deci nu am nici gard la casă. Vai, mulțumesc, mulțumesc mult. Vai, domnul Horia, păi să știți că eu vă iubesc la când la fel să se cimbă. Îți dați seama, eu pot să când să faceți ce vreți cu mine, numai să-mi dați note bune. N-am catalogul la mine. Eu zic că dumneavoastră să vezi colesterol, nu știu ce v-am. Spune mie, puteți să-mi dați notă mică acum dacă vă desumflați. Dacă mă desumflați, vă dau 10. Domnul Horia, aveți burtică, să aveți grijă de colesterol, deci fără să știu. Zic că colesterolul e ficatul puțin mărit și vedeți ce mai mâncați pe acolo. Mâncați carne de vită, vă mai tăieți. Dacă îi zice cu coana asta că mi-am făcut analizele acum și sunt toate ca la 20 de ani. El o să scadă enorm. Păi nu mi l-ai tăiat pe toate, m-ai fraierit aici. Nu păi nu, că nu ai nevoie de toate. N-ai fost foarte eficient. Horia, îmi pare rău, nu am găsit somon... viu, n-am găsit nici somon mort, găsit, dar dreptul a fumat, asta eu e. Eu nu știu ce a făcut ăsta, că l-a dus singur. Așa. Dacă mergea cu mine, găsea. A dus de capul lui, poți să ai încredere. Da, pot. Eu zic că e suficient. Și eu zic, exact la asta mă gândeam, că ne ajunge.
Okay. Deci am cumpărat ouăle cele mai bune ouă. Asta care da, există. Esențial, iată. Sunt, puteți vedea aici sub forma finală. Ouăle care, deși arată, vezi, să știi diferența între ouă. Aia, ia uite ce coajă aici. Mm-hmm. Uite, raha de găină, a? Vezi? E suficient. Dar e o găină superioară, tratată bine, o lady. Da. Deci, care respectă legea lui om. Ești om cu mine, sunt găină exact, cu tine. Sunt găină. Asta e. Acum, ouăle, laptele de migdale, okay. Agităm bine. Deci zici că facem cam câte clătite facem? 8. Știm cât punem, câte linguri, 8? Da, așa, să punem un pic de lapte. De ce? Lapte de migdale. Nu o să fie bune clătitele făcute cu lapte de migdale. Dacă tot vreau să substituie laptele, puteau să pună, frate, apă. Nu lapte de migdale. Nu e bun de nimic ăla. Nu-i mă... O lingură, două. De ce o pune făina lingură cu lingură? De ce nu pun toată vrac? Că la clătite nu contează. Ia, ai tu grijă. Repede, 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 că se ia așa, și așa, și gata. Putem povesti că avem o clătită, sau, mă rog, un candidat de clătită. Asta e următoarea? Da. Păi noi trebuie să facem o clătită. Cum o să faci o clătită? Că nu-ți iese. Nu e nici mănâncă mai puțin. Le dăm o clătită jumate sau jumate clătită? Mănâncă eu numai una. E bună și asta, are un pic de cărbune. Ce-ai făcut? Ei, s-a bronzat așa mai mult. Că nu poți să o bronzezi așa, că face cancer de piele. Nu, e adevărat, ce frumoasă. Aia e cancerigenă, nu? Clătitele așa cu un picuț de arsură sunt excepționale. Sunt bune la glezne, știi? Atunci când e foarte frig și te duci la munte, pe deasupra ciorapului, dar sub bocanc, pui câte o clătită din asta fierbinte. Hop! Ai, ce frumos. Ai fost un, cum să spun, un executant relativ bun. Într-o notă între 10 și 5 îți dau 8 jumate. E generoasă, doamna Carmen. 8,50 e o notă bunicică. Trece clasa și poate să ia și premiul 3. Hai să mă duc să mă schimb, să mă fac gagică bine. Ce zici, reușesc? Da. Să mă fac să arăt de nivelul mâncării, cel puțin. Cred că da. Deci să vede ce zic, mai ai nevoie de mine cu ceva? Să-ți mai țin moralul? Tot timpul, să ești, te mai... Vreau să fii gazda perfectă, dacă se poate. Dar asta este rugămintea mea. L-ai nimerit. Păi e foarte probabil că sunt jovial, cu brațe deschise. Totuși am trecut de o vârstă când deja avem noi ifose, știi ce zic? La rugină deja vine și jovialitatea, știi? Un pic așa. Ești tânăr. Păi... Deci ești foarte tânăr, ești... Bun, atunci în loc asta de rugină... Asta e cea mai frumoasă. Eu mă duc către 50 de ani și vreau să spun că... Nu știu. N-aș da timpul înapoi. Nico, iubitele mele de America spun așa, honey, the golden year starts just after 50. Pe bune? Mamă, ce îmi place să aud asta. Mai zi-o încă o dată. Da, este perioada cea mai mișto, sincer. Dar oricum, pe mine mă doare șoldul așa din dimineața când mă trezesc. Uf, bun. Îmi spune că și pe cei mai tineri îmi mai doare câte ceva așa. Pentru mine sunt două personalități. Nico, care o cântăreață cu o voce superbă și este un adevărat artist, și A.G. Weinberger, care este o somitate a muzicii românești, pe care sunt tare încântat să-l văd. Eu trebuie să îmi dau pălăria jos. Mă lui oare, eu n-am, o dau așa, imaginar. Uite ce beznă, păi asta e... Deci 13, aici? Asta la cutremur pică. Aici mâncăm. Dar nu are bulină, unde e bulină? Aveți bulină roșie? Nu există bulină roșie. Te rog, hai să mergem. Ia uite, musafirii! Bine ați venit! Poftiți! Poftiți! În bucătărie au fost senzaționali. Atât Carmen Hara, care a făcut câte ceva. A făcut salata aia cum necum, a ajutat la curățatul fasolei, a mai făcut și altele, a curățat și una și alta, și alta și una.
Dar Cristi Grescu este un bucătar pe care l-am mai văzut gătind. Așa, acum, e și somelier. Iată-l îmbrăcat ca atare. Bună seara! Bine pentru tine! Hai, cât de frumos e, te iubesc de când nu te-am văzut! Și ești favorita! Doamne, Dumnezeu, ești schimbată! Doamne, Dumnezeu, ce ai slăbit! Bună, dar de ce te-ai venit acolo? Păi era aici, de fapt, când nu se vedea. În care te-ați cu capul, nu sunt noi, dar n-a dat niciun. Cu capul? Nu puteam să mă uit în dreapta când ea era în față. Usturoiul era în dreapta, sus. Acum văd asta. Da, era foarte interesant dacă dădeați cu capul în usturoi. Eu cum sunt vârcolac, eu știu ce a fost simbolul ăsta. Era prea în dreapta, mă. Ce să fie cum eu? Să nu înge spiritele rele. Usturoiul nu aduce decât abundență, noroc în casă, bunăstare, bani excesivi. Să mai intre dată, te rog frumos! Și a intrat musca. Și a intrat musca! Da, mă, știi care-i problema? Că l-ai pus în dreapta! Păi e zis, nu l-ai pus pe mijloc! Acum, 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 așa! Dar l-ai pus un pic așa în dreapta! Deci eu trebuia să vin... Da, când l-ai pus pus la șmecherie, la șmecherie. Care dă, care nu dă, să vedem. Să știi că eu am prins musca aia în bucătărie. N-am omorât-o, dar am dat-o afară. Mi-am imaginat! Serios? Eu am crezut că tu îl iei și dar ți-l zboară și pălăria. Să se atârne aici. Asta am zis și eu. Acolo era prea pe traiectorie. Aici a fost șmecheria. Îl vedeai și levitai sau ceva. Eu zic să intrați și să vă puneți la masă, că mi s-a făcut sete. Vă e foame? Nu, nu am venit să mâncăm. Am venit doar așa să schimbăm câteva vorbi. E frumoasă casa. Cel puțin livingul sau sufrageria. Bucătăria nu m-a impresionat, dar aici, da. Deci, din The Magic, luați fiecare o linguriță și vă serviți un pic din el. Mi este frică când gust ceva, miros, întâi testez. Sunt alergică la kiwi. Dacă am luat un pic pe limbă, gata, fac șoc anafilat. Eu nu m-am avut fără de linguriță. Mi-a fost un pic teamă la început, da, dar am gustat și era ok. Nu se frică, nu se întâmplă nimic. Crezi că s-au gândit că le facem ceva? Nu, nu e asta. Toată lumea e temătoare când e vorba de usturoi. Sigur că e ciudat. Cine poate să combine usturoiul cu mierea? Foarte bun. Care a fost gustul dominant? De apă. Nu. De apă. Era lămâie, miere, bicarbonat. Și atât. Și nu, mai ceva. Și usturoi. Așa, patru. Bun. Patru ingrediente. Și combinația de aceste patru elemente este, de fapt, citostaticul natural. În momentul în care am început să le explic de proprietățile benefice, cred că chiar s-au bucurat, mai vreau, ai văzut? Ia, mai pot să iau lingură, mai pot să, cum să fac, da. Să fac și eu. Păi, de ce? Și pe mine. Da? Tu care ești om necredinciosul? Eu tot timpul în frigiderul meu nu este să nu am așa ceva. L-ai cunoscut pe Dalai Lama? Tu? Nu, eu personal nu. Ok, dar eu l-am personal, cunoscut, da? Da, personal. Ok, bravo. De la el am învățat asta. Eu să spunem că a fost un lucru bun. Am învățat de la tine sau și măcar. Ok. Hai să o lăsăm baltă, că n-am înțeles nimic. Rămânem așa. Păi e primul fel. Salată putem să mâncăm oricând. Al doilea fel întâi. Poate să fel întâi. Am făcut doblecei. Vă rog să vă serviți. Atâta iubire, atâta i-am vrăjit pe țărani acolo. Dacă n-am zis de 20 de te iubesc, te iubesc, da, toată, fiecare din aceste nu se putea, măcar vegetale au fost spălate, iubite, adorate, încurajate. Adică a fost o întreagă filozofie. Doamne, îți mulțumim de suflet pentru masa asta și mulțumim că ne-a dus împreună. Și mulțumim pentru iubirea care avem în sufletul nostru și că ne protejezi și că ne scap de uricane și de nenorociri și de președinți minții noștri. Amin. Amen. Amen. Doamne ajută. Eu nu fac cruce, pentru că eu sunt evreu, deci nu fac cruci și oricum mă rog în alt fel decât tradiția generalizată. Doamne, pentru cei care vor să aprofundeze, a fost un tip numit Edgar Cayce. Puteți să studiați. Edgar Cayce, nu Cayce. Mă rog, el a descoperit că rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune care energizează absolut fiecare punct energetic din corpul omenesc. Bine ați venit! Bine ați venit! Vă iubim! Vă iubim! Bine! Sănătate! Vinul a fost un vin ușor de discuție. N-a fost un vin exclusivist. Cu ce le-ați dat pe deasupra? Păi nu fără gluten. Da, fără gluten. Da.
practic, dacă ignorăm ouăle de găină de la țară, ca așa, de carne, sunt de post. Chiftelele au fost, ai văzut, le-au mâncat pe toate, ce vrei, că ceva pe masă și atâi mâncam mai multe. Așa ceva oricine poate să-și facă acasă. Hai să mai mâncăm, să arătăm că-s bune, sunt. Se mire întreaga lume cum de așa de bune. Păi nu trebuia tu să le repezi așa ca repezitul. Păi nu, că nu m-am repezit ca repezitul, m-am calculat ca și calculatorul. Și ultima, penultima am mâncat pe el și ultima a rămas pe farsă. Trebuie să o cunosc pe nevastă, mare farsă. Farsă. Mulți ani, bine ați venit. Sper că v-a plăcut ce ați mâncat, pentru că altceva nu mai primit. Adică așa e, când ești vegetarian, te mulțumesc puțin. Poate, așa cum să vină mâncarea. Ține, imediat ce îmi dă comanda. Nu, chiar mi-a plăcut. Și am și spus, eu m-am săturat numai din primul fel de mâncare, sincer, din antre. Nici nu mai trebuie altceva. E, iată, da, a venit și vedem. Felul principal, sub forma lui cea mai simplă, de peștișori, la cuptoraș. Peștele l-am gata, sărat, acum n-am mai avut ce. Și a fost sărat, n-am avut ce să-i facem. Am pus eu vin și toate alea. Da. Sorry. Mă rog, acolo am sfârșit. Era foarte mare bucata de pește, nu puteam să mănânc pe toată, mi s-a părut. Tu ai mâncat-o, ție ți-a fost foame? Nu, eu tot așteptam să dispară gustul de sare. Adică tu da, ai sfârșit-o, că nu știu ce ai făcut. Pește... N-ai fost cu mine, dacă erai cu mine și altfel. Asta e fasole de tip ciungam. Am un... Ciungam? Ciungam. A, ciungam. Eu n-am asociere cu fasolea. Este creația dânsului. Ziua mea de fasole era diferită. Da. Mi-a plăcut foarte mult. Fibroase, nu? Ușor bună, dulci, bună, bună, din cauza laptelui de cocos. Foarte bun. Ulei de cocos, ulei de cocos, da. Fasolea a fost desemnată, dacă poți să-ți rupă vreun dinte, așa te-ai gândit, nu? Da, nu. Dacă-ți rupe doi, nu contează, dar momentan nu. Totul trebuie să fie soft, să fie plăcut, să fie... Da, da, uneori e când... Când vrei să simți în gură ceva, poate să fie fibros. Foarte bun, adică simți așa că mesteci. Mă rog, diferență de taste-uri, dar mă rog. Domnul Weinberger v-a mai punit în viață. Te rog, chiar plin. Eu oricum sunt din viitor. Pentru că orice fac eu astăzi, să zicem, sau întreprind astăzi, lumea avea peste 4-5 ani va înțelege și avea peste 6-7 ani va aplica. Deci eu puțin sunt deplasat temporar. Păi unul spunea că e de pe altă planetă, deci cu extraterestri e foarte greu pe să ne... Nu poți să vorbești foarte mult. Așa. Iar Nico, care e adorabilă, spunea că e atât de obosită. Deci ce poți să vrei de la toți oameni? Unul de pe planetă și altul obosită. Foarte sincer, da, corect, așa e. Da, a fost foarte... Eu dacă aș fi de pe Sirius, cred că aș fi mort de oboseală. 10? S-a făcut. De fapt, au fost 15, știi? Mie îmi plac liranii. Liranii vin sub formă de pisici. Și eu am... Upe, mie îmi plac pisicile. Iubitul meu este un pisic persan liran. Și tu tot pisoiești, motan? Eu nu sunt pisoi, eu sunt șobolan. N-am de ce să fiu pisoi. Dar ca șobolan, nu? În zodiacul chinezesc. Ești șobolan? Ăla care nu-ți place ție. Ce-i făcut cu chinezii ăștia? Păi fi chinez și nu știu într-o altă viață. Mm. Că nu mă mor după. Da, de fapt, ai față de șobolan, dacă... Uitați-vă la asta, dacă are față de șobolan. Mă, și nasul ți-e de șobolan. Mai vreți ceva să mai mâncați aici? Că nu, mulțumesc mult. Trecem la desert. Eu sunt născut în zodia Taurului. Taur cu șobolan nu prea merge. Băi, na! Domnul Igi, mulțumesc. Și vă puneți miere din borcanul respectiv, pentru că clătita nu are zahăr deloc. Este făcută doar cu lapte de migdale, făină fără gluten și ouă de găină naturliș. Naturliș. Bite șoșan. Zahărul folosesc decât la cafea. Eu nu pot să beau cafea decât cu zahăr. Nu pot. Am dimineți în care să ia fiica mea de mine tot timpul. Ia, beau fără zahăr. Să vezi că are alt gust. O beau o zi, două, dar a treia zi, Doamne, cât de amăreală, nu mai pot. Vreau dulce. Eu sunt foarte curioasă ce ziceți. Păi da. Seamănă ca aspect ca la Ivo. International House of Pancakes. Ce frumos, ce compliment. Dar nu m-aș vrea să fie atât de bune. Fără zahăr, cu mierea aia care... au fost bune, chiar au fost bune. Ce ziceți de clătitele mele? Eu am zis una dată că mănânc trei.
Da? Da. Cred că poți. Sunt foarte bune. S-au mâncat toate. Nu chiar toate, am mai rămas una. Pentru că trebuia să fie 8 și ai făcut tot ce ai făcut ca să fie 9. Am făcut 9, na, asta e. De-aia a rămas aia. A fost pedeapsă de la Dumnezeu pentru că le-ai înmulțit, ai văzut? Nu le-am înmulțit. Trebuia să fie 8 plătite, pentru că era cifra 8, tu te-ai dat peste aia, cap da. Să fie cifra 9. Păi da, dar și da. 8 și cu 9 e foarte mișto. Asta e invenția ta, să știi. Deci, se poate și fără lapte. Se pot plăti și fără gluten. Exact. Eu țin minte când, mai că în anii 80, dacă nu știm bine că a fost lapte din belșug, așa, în prăvălie, și făcea clătite din ou și apă. Și ceva se asemănător era, știi? Și cu mierea, găsa foarte bună. Foarte bună, găsa exact. Miere bună. Foarte bună, da. Fără zahăr. Îngrașă, totuși. Hai să dăm drumul la surpriză. Toamnă frumoasă, mare discotecă! Era cântecul ei, era cântat de ea, da. Adolescență, când mi-am mirat la fel de fel de chefuri și stăteam într-un colț singur cu o bere și observam șerpuiala generală. I wanna love you, I wanna love you, baby divine. I wanna have you tonight. Soy chica linda, mi boca muy bonita, solo quiero tu amor. Soy chica sexy, la chica más crazy, solo quiero tu calor. Quiero sentir tu piel canela. Făcut un double play, dar foarte frumos, a fost o atmosferă frumoasă, un cântec foarte frumos, n-am mai auzit, pentru că e ceva nou, dar a schimbat un pic starea. Genericul, vă rog. Deci ca să pot să dau notă, dați-mi apă rece. Eu îți adun, dar nu-i chiar așa rece. Într-adevăr, peștele a fost salat, apă vreau și eu, sucul a fost un pic înțepat la limbă, deci era prins un pic, era de... sfeclă și de asta la cald, probabil că au și spus săraci. A, așa, dar eu nu sunt genul care să dau... Dar să știu că am învățat un lucru și un lucru foarte, foarte bun. Ceea ce face este extraordinar. Deci am dat o notă foarte bună, pentru că m-am simțit minunat și asta a contat până la urmă urmei. În forma cea mai nudă și transparentă, ceea ce sunt eu, v-am dat o notă mult mai mult decât e permis. Hai să bem. Toată masa, de fapt, a fost cu unelte care sunt disponibile absolut tuturor și absolut toată lumea poate să-și facă masa frumoasă. Deci asta am apreciat. Spun eu că noi suntem number one. Să mă așa până mâine seara. Hai să vedem ce gătesc ei. Poate ce este. Poate ei gătesc pentru ei, nu pentru noi. Și atunci... Mai mult ca sigur pentru ei, stai liniștit. Deci, nu mă sperie nici... Și noi am gătit-o pentru noi, așa că... Da. Hai să fim onești. La mulți ani. Deci, mulți ani, sănătate și... La mulți ani, te iubesc. Ca să zic așa, forța fie cu noi. Numele și prenumele. Poate Nicoleta. A.G. Weinberger. Vârsta. 47. 52. Locul nașterii. Ploiești. Oradea. Starea civilă. Căsătorită. Incertă. Copii. 1. O fetiță. 3. Profesia. Artist liber, profesionist. Speculant emoțional. Care crezi că e principala ta calitate? Modestia. Nuditatea transparentă. Dar defectul tău cel mai mare? Să zic prostia. Nuditatea transparentă. Care este ultima carte pe care ai citit-o? E o greangă. O selecție de reportaje despre manhood. Ce ai schimba la tine, fizic vorbind, dacă ar fi posibil? Păi dacă aș schimba fizic, la mine mi-a schimbat tot corpul. De aici în jos aș schimba tot. Picioarele, acum las gluma la o parte, picioarele aș schimba. A slăbit vreo 10 kg. Ce personalitate din toate timpurile ți-ai dori să fii, dacă ar fi posibil? Aretha Franklin.
Eu însumi. Ce notă ți-ai dat pentru cât te pricepi la gătit? Ba, un 7-8 acolo. 10. Care este mâncarea de preferată? Mâncărica mea preferată sunt sarmalele. Ragu burlăcesc. Ce nu îți place să mănânci? Mănânc de toate în afară de melcișori. Zgârciuri, inimă, rinichi. Cum ți-ai caracteriza într-un singur cuvânt partenerul de echipă? Philosophitronic. Trill. Da, este un filozof. Vita condimente. Ca să ne ajungă banii, unde ce știi tu că e mai important? Eu nu știu cu banii. Da? Eu toți banii mei sunt cheltuiți de mult. Că așa fac. Câștig mult, bun, dar și se duc. Și cheltuiți mult, mi se pare normal. Ah, ulei de măsline. Da, tu faci la gol cu ulei de măsline, da? Evident, mă, evident, mă. Tabasco. Worcester. Whisky. Oh my God. Păi să duc banii. Vinușul. Ce face că se duc banii? Dacă găsim... Cu tabasco și cu whisky-a tău. Dacă meniul conține whisky, cu siguranță o să aibă nevoie de niște bani în plus. Și dacă au nevoie de bani în plus, trebuie să bage în buzunar. Pe mine nu mă deranjează. Bugetul nu e bătut în cuie. Ce? Eu știu ce am de luat. Da, la mine e foarte simplu. Am conservele de ton, ceapă, ulei iau de la tine, mi-am promis tu. Păi că evident, așa, mă, păi, avem același buget. Da, pentru dulce îmi trebuie griș, astea sunt ieftinuțe. Griș, ouă, lapte. Știu că nu-i place, adică nu are voie lapte și ouă, dar eu n-am ce să fac, ăsta e desertul. Pentru Carmen o să-i cumpărăm un pepene galben. Și cam astea sunt. Mergem? Mergem, hai. Let's go, gata? Baby. Gata. Ai notat tot. Haideți. De la ce nume sunt inițialele astea AG? AG? Avram Grigore? Andrei Gino sau eu știu, cam atât dați în minte. Știi că n-am mai mâncat bame de când trăia soacra mea, Dumnezeu să o ierte. Ea făcea mâncărică de bame, eu nu știu să fac. Eu fac gumbo, mâncare din New Orleans cu bame. Gumbo e o mâncare specifică bucătăriei Cajun, cum zic americanii, cum zic ei de acolo, Cajun am spune noi, este făcută de locuitorii zonei Louisianei, sudului Statelor Unite. E un amestec acolo de negri, cu spanioli, cu francezi și cu indigeni, cu indieni. Ăia sunt populația Cajun. Pulpă de vițeluș. Să fie jumătate de kil cu totul. Să aibă multe zgârciuri, deci fără zgârciuri și pieliță. Dar ce are zgârciuri? E foarte bun zgârciuri. De ce fără zgârci și pieliță? Ce atâta ifose? Când s-a născut vițelul? Nu știți. Mai nea Costica, adu certificatul de naștere a vacii. Știți pentru ce e asta? Rețetă proprie, ragu burlăcesc. Așa ceva n-ați auzit. Ragu burlăcesc. Aflăm despre ce este vorba. Condimente. Și luăm și ouă de acolo. Ouă? Da, îmi trebuie și ouă. Eu știam că mâncarea burlăcească o găsești întotdeauna la, în apartamentul de vis-a-vis. Unde e o văduvă? Măsline nu vrei să luăm? Pentru dulce. Măsline? Pentru salată. O, vrei să spun că mie nu mi-au plăcut măslinele alea verzi ieri în salată? Eu nu pun măsline verzi cu ardei, că sunt acre, foarte agre și strică salata. Nu toate măslinele verzi sunt rele, sunt unele măsline verzi, măi, am luat de la Salonic, din piață. Am fost cu soția mea și ne-am cumpărat unii de măsline, măsline negre, măsline verzi. Am luat oregano din ala snop, cum luăm noi cimbru pe aici, pe la noi, și o grămadă de alte, dar măslinele verzi, când de ele vorbeam. Gustoase, cum să spun, vis. Sărbuna, aveți mere de rad? Păi asta cu coriandru e interesant, cu cimbrișor. Miere mică, coriandru și cimbrișor. Extraordinar. Vrea miere din aia de brad sau cu coriandru? Bună, bună și mierea aia, dar ce are mierea românească? Polifloră, din albine, din astea, știi tu, românești, care se scoală la 5 dimineața, pontează la 7 la servici, merg cu autobuzul, vin acasă frumos cu sacoșele pline de miere și de polen și nectar. Cât a spus, 10? 13. 13. 10. Vânzătoarea mănâncă în timp ce vorbește cu ei. Mestecă. A luat așa un sandwich, știi? O felie de pâine, a pus untul, picul de unt acolo și a pus miere, că vinde miere, ce să facă? Și ursul săracu, știi? Hai, hai să iau ouă, la condimente. Să rămână. 0,55. 3 ouă, vă rog frumos. 3 ouă? Hai să fim serioși.
Ia 6 ouă acolo, ce iei 3 ouă? Care e data de expirare? Bune, da, ok. Dar abia l-ați primit? Perfect. Eu am și auzit găina cotcodăcind acolo în fundul curții. Dați-mi, vă rog, oregano, boia iute și scorțișoare. Dați-mi, vă rog, chimen. Chimen semințe sau măcinat? Semințe, okay. Semințe. Cum ziceți? E prea mult, prea mult, prea mult. Să nu încurcăm cumva chimenul cu chimionul. Sunt două condimente diferite, nu au același gust și semințele nu arată la fel. Sunt oarecum erudite, dar sunt diferite. Tu mai ai ceva de luat de sus? Stai puțin, frișcă îmi trebuie și dulceață. Ton, o ceapă luăm de jos. Ceapă roșii luăm de jos, da, și ardei ulte. Și, uite, are tofu, auzi? Putem lua, bine, dacă mănâncă... Pentru Carmen? Da. Putem lua dacă e să punem. Dar ce faci din tofu? E foarte bună în salată. Măsline, ardei și ceapă. Măsline? Tu spui. Hai că tot vrei măsline. Mai am eu 2 lei. Și mai dați-ne și nouă, vă rugăm, niște tofu. Da, cu măsline. Îmi place foarte mult tofu prăjit. Dat prin făină, putem să dăm și prin 11 bezme, dar așa doar prin puține făină și apoi prăjit. Face așa o crustă exterioară și crocant și gustos în interior, călduț să-l servești cu o salată cu un dressing ușor, știi? Cu frunze din astea multe, multe, multe și cu eventual niște curtoane de pâine care se asemene cu curtoanele de tofu. Unde-i tonul? Uite, aici, dar cred că au de-astea ieftine și nu vreau un ton ieftin. Pardon, pardon, vreau să mă bag în discuții, dar Nico e sofisticată. Nu ia ton ieftin, numai de la de bună calitate. Mă rog. Poate să ia parizele, mă gândesc. Dar știi cât de mare e un ton? Nu. Eu am fost în Seattle, la port. Tonul are vreo 10-12 metri și costă vreo 4 milioane de dolari. Vin pescari, wow. Și după aceea se licitează și fiecare ia așa cât o bucată. Păi îți dai să mă gândesc cum să iau unul întreg. Hai, mai taie din ele și matale, bre, cum să coste 4 milioane de dolari? E scump tonul, într-adevăr, dar nu e atât de scump să coste milioane. Lasă-l încolo. Are și el vreo 400 de kilograme, 50 de kilograme, unul de la zdravă, dar mai găsești și de 200 și ceva. Ah, stai, că uite, și de asta aveam nevoie. Da, pâine fără gluten. Mie mi-ar plăcea să ia pâine din aia îndesată, așa cum se mănâncă în Italia, știi? S-o taie felii și s-o pune pe o plită, într-o tigaie, cumva la cuptor și să facă bruschete, așa să arate ca lumea. Ma bun. Ce, de luăm de asta sau luăm, că sigur bruschetele sunt făcute... Asta cu roșii. Asta e cu roșii, asta ar merge cu roșii la ton. Uh-huh. Să știm să le facem... Eu zic că ar merge. Integrale și alte, sunt două modele. Păi nu integrale și să nu aibă... Gluten. Fără gluten. Fără gluten este. Și câte felii sunt? Bună ziua. Câte felii sunt? Scrie pe ambalaj. Lămâi. Lămâi, avem nevoie de lămâi. Tu nu? Eu am nevoie. Bun. Pentru salată. Trebuie pentru salată. Caut mai lămiță, mai moi. 2,50 lei. AG. Caseria. E bună asta pentru ghiveci? De ce sunt e bună? Nu există ceva puțin mai trecut? Puțin mai moale? Mai moale? Sunt aduse mereu proaspete. Am înțeles. Sunt dulci? Sunt bune, da. No, bun. Eu am să iau așa bucăți mai mari, că o să bag într-un ghiveci. Am înțeles, da. Nu-ți dă acolo după față, că sunt mai mari aici. Nu, mai moi caut. A, uitați, ia puneți-mă așa. Bun, bun. Punem asta. Asta e, și asta ar merge. Da, sunt destul de poate. Uite, încă asta și gata. Atâta, da. Mi se pare că A.G. Weinberger este din Oradea, sau, în orice caz, din zona aia, din Bihor, parcă, sau satul mare, din nordul Ardealului. Bună ziua! Spuneți-mi, cât de iute este? Nu e deloc. Pe cuvânt. Puteți să gustați. Deci nu e iute? Nu, e de la bulgăresc. Dar ardei iute aveți? Nu. Păi am și schis ardei. Neiute. E iute, dar nu mine. Noi vrem declarativ, adică să iasă fum prin urechi. Nu. E iute, dar nu e foarte tare, știi? Așa ca să nu poți să mănânci cu ciorbă, că e ca ardeiul gras, și să nici să nu-l folosești ca ardei gras, că e un pic cam prea iute. Dar auzi că merge blues music aici în piață? Oh, așa ceva la obor, e blues music în ambient.
Păi știa că vii Gigi, hai. Nu cred. Ba da. Spuneți, cât de iute este? Trebuie să fie foarte avem iute. Avem mai multe soiuri, foarte, foarte iute avem așa, ceva extraordinar. Al doilea acesta roșu, ăsta e bulgăresc semi-iute, picant. Dacă vreți, puteți să degustați un pic. Nu, n-am decât de una sau două bucăți pentru... Da. Deci asta spuneți că e foarte iute. Da, da. Garantat. Garantat. Ce-am fost la piață? Am găsit ardei de mea mici rotunzi, roșii, minunați. Și m-am apucat să coc vinetele acolo, m-am și ars la degete. Da, așa. Dar lăsând degetele și vinetele la o parte, acolo stând frumos pe băncuță, am o băcunță lângă grătar, acolo un grătarul de afară, mi-am luat gută, un ac, și am început și am cusut. Și am trecut prin codițele, că sunt micuțe, mă, sunt atâta codițele, știi? Am trecut o fune mare și am intrarea la grătar destul de mare, cam cât între stâlpi pe ăștia doi, știi? Și am întins o fune din aia de ardei roșii. Când a venit nevastă, mi-a zis, bă, dar zici că cireșe. Așa arată, foarte, foarte frumos. Le-am pus mai depărtate, adică ardeii mai depărtați unul de alții, ca să se usuce, știi, la temperatura de afară și să nu se mucegăiască. Așa se face. Ne dați certificat de garanție? Da, 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 absolut. Da? Că mai veni și altă dată și nu ne ocoliți. Na bun. Bă, sigur că da, 2 ani și puteți să returnați în timp de 30 de zile. Pe cum? Suntem în union. Și atunci mai dați-mi și un câțiva căței de usturoi. Câțiva căței de usturoi. Băi, dacă o să văd și asta, că merge cineva la piață și cere, dați-mi vă rog 3 căței de usturoi și precupețul să ia usturoiul, să-i rupă căței, să-i dea 3 căței, atunci este momentul în care eu trebuie să-mi iau o funie, să mă agăț sus, 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 sus și să-mi dau drumul. Ei, stai puțin. E foarte bună asta. Pentru salată? Uite, asta. Care doriți? Ia, mamă. Asta două. Uite, ne mai dă unul. Ai, ai, ai. Tot clăpăcios așa, mamă! Băgă-l aici. Să rămână, mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Doamne ajută. Deci, spune-mi tu acasă când îți faci o salată, ce mai pui? Mie ardeiul gras nu-mi place, dar trebuie să punem ardei gras, că i-a pus ardei gras. Castravecior și ardei gras. Hai, și eu gata. Eu pun ce am. Trebuie să spun ce-mi place mie cel mai mult, ceapă roșie, asta-mi place. Fără castravete, fără ardei gras. Ha, dulceață de ardei iute. Mănâncă iute, domnule? Vă dau să gustăm? Deja poftit. Vezi cum se vinde marfa? Da, hai să gustăm. Îți dai seama cât zahăr are, da? Dulceața? Păi da, bineînțeles, are zahăr ca să... N-are. Ce vorbești? Crezi tu că e interesat nenea ăla zdravă în așa de cât zahăr are dulceața în ea? No. Dacă îl întreb, crezi că știe? Nu. Face soția, sora sau mămica. Cum o să facă dumnealui care stă acolo dulceață? Dar să știi că și eu fac o mulțime de dulceață acasă. Am vreo 5-6 feluri făcute până acum și o să mai fac și de gutui. Și poate încă de ceva, dacă am chef de mănânce, ce ar putea. Dar nu pun așa mult zahăr. Am învățat să le fac cu mai puțin zahăr. Mai pun un locuitor, cum e fructoza, nu știu ce, dar am învățat să le fac cu mai puțin zahăr și culmea este că m-am obișnuit și îmi place. Da, nevastă mea mă bate la cap să fac treaba asta. Nu, nu, că avem pe cineva care nu mănâncă zahăr. Sub nicio formă. E, nu mănâncă, s-o vezi cum mănâncă rahat. N-ați văzut-o voi? Frituri de linguriță, la fripturică, la spaghetă, la paste. Face bine. Am acasă pe tavan un tablou cu Stan și Bran și de îl întorci pe dos apare Pantera Roz. Ai luat tot ce trebuie? Eu zic că da. Eu cred că am bătut recordul. În 20 timp. De minute? Cât vreau? Sub 20. Deci știi că sunt depus odată așa și așa mă gândesc că am luat aia, e cel mai rău. Când hai, ești Nico, contra cronometru. Vai, hai, deci nu gaie. Suport. Hai să mergem acuia acum. Să știi că aș fi putut să fiu muzician. Dacă aș fi avut voce și aș fi avut un cap mai frumușel așa. Sunt curioasă să-l cunosc. Pe el îl consider carnivor mai mult decât pe ea. Cred, cred. Suntem deschiși la orice experiență, de așa, carne. Da, dar eu nu mănânc carne. Adică nu mă interesează câtă carne o să fie pe masa aia. Eu personal n-am să mănânc carne. Eu cred că din respect pentru tine vor fi exact suficiente bucate cât să poți să spui că ai luat cina. Așa mă gândesc. Mai ales că știi ceva, nu e bine să mănânci după ora 6 oricum. Da. Așa că dacă chiar nu mâncăm aproape nimic, este perfect. Fetelor, să știți că pinguinii sunt rândunicile care au mâncat după ora 18.
O piață făcută pe gustul lui Horică Vârlan, pentru că au căutat tot ce au dorit și nu au pregetat să verifice. Precupeții au fost cuminți, au văzut camere de la vedere și n-au avut curajul să zică hâr și măr, nu? N-au avut. Hai, Nico, noroc. Acum să vedeți. Cronometrați. Eu am văzut, domnul Cristi. Spuneți, vă rog, cu ce vă ajut? Domnul Cristi? Nu cu nimica, cronometrați. Vrei să o tai tu? Sigur. Sigur? Mă, uitați-vă și voi la AG. Este un munte de om, un artist de o înălțime considerabilă și un gabarit, mă rog, asemenea, și folosește un cuțit mai scurt decât lingurița asta mea. Uite atâta e. E, ce faci cu el acolo? Pune mâna pe un cuțit ca lumea. Deci suntem în Cotezzo d'Amore, da? În Singleville. Și o să facem noi, acum, un fel de mâncare care fiecare burlac își poate face foarte ușor singur acasă și rapid, ca să aibă timp să se pregătească să iasă la agățat. Se numește ragu burlăcesc. Evident că totul este ochiometric, totul este jazz, totul este eliberat de rețetele clasice și de rigorile bucătăriei acceptate de către presă. Asta nu e o mâncare care o să primească stele Michelin, bineînțeles. Dar e foarte bun. Retract tot ce am zis. Poate să facă orice, că prea zice frumos. Știi, mă unge la suflet. De te și aștept să fie o mâncare așa fără gust? No, o să aibă gust. O să aibă aromă pentru că bagă ceva picant. O să pună sare pentru că nu poate un cântăreț de blues să nu condimenteze, să nu adauge ceva amprentă personală. Deci o să fie o mâncare care, chiar dacă nu arată bine, e bună. Mă rog, muzica a blues nu-i chiar așa. Ești mare așa bucăți. Hai să-mi văd și eu cum e să tai o ceapă burlăcește. Așa, brutal. Deci așa, da? Pentru că la burlac, finețurile sunt în alte domenii, nu în tatu cepe. Vai de mine, dacă ne vede domnul... Vai, deci o să primim nota 3. Da, eu cred că și el a fost burlac într-un moment. Da, a tăiat ceapa mai bine, cred. Păi da, din asta știi că existența, eu sunt la gitară. Fai de mine, ne vede domnul Horia, mă și vede lumea așa, știi, un ăla cu cap mare, rău, cu ochi așa, cu ceafă, cu cravașă din aia mână, cu niște cizme din alea așa, cu carâmbul sub genunchi și... Dar eu, săracul, sunt blând, eu sunt pâinea lui Dumnezeu, aburind, zici că-s cozonacul ăla lui Louis de Funès din filmul ăla cu gastronomie. Dar unde-mi sunt milodenile? Aici. Te știi cum să te traf. Vai de garbă, nu știu de unde să iau, trebuie să schimb avocado, că nu e ok. Sunt tari. Da, am rugat pe cineva să-i cumpere, să le cumpere și să-mi betonuze cu ele în cap. Bain. Ce e special la această rețetă pe care o faci tu? Implicarea în acceptarea dezastrului existențial pe care trece fiecare burlac. Știi ce zic? La un moment dat se va lumina burlacul spunând: dar de ce am eu nevoie de cineva când pot să fac astfel de minune în bucătărie? Mă rog, să lăsăm. Avem nevoie întotdeauna de cineva. Că doar nu o să cure singur ceapa. Cine a luat usturoi? Eu. Vai de mine. Cu asta așa mi-au dat. Burla... Asta să zic că e bun. Da, și asta. Știi ceva? Dacă Nico poartă ochelari și stă foarte bine, de ce să nu-mi pun și ochelari? Sunt cam murdar. Că nu i-am șters. Niciodată nu-i șterg. Dar de ce? Să mă vadă și eu mintele respiratorii cu ochelari. Le tai cu bulețe, da. Cum vrei să stai roșii? Cu bulețe mari, brutale. Parcă văd mai bine. Astea sunt mirodenile pe care o să le folosim. Scoțișoara? Sigur. Super tare. De fapt, acest ragu bulăcesc se întâmplă cu orice ce avem în casă. Se poate pune și săpun și detergent și eventual niște pastă de bărbierit?
Ustură? Oh. E? Ăsta verde? Eu ți-am zis, da. Asta e. E cu ac. Să mai gândești acum. Mă, să-l pun pe tot sau să nu pun? Că nu mai mănâncă nimenea. E prea iudar de eu. Egi? Da? Condimentul acela secret din mașină l-ai adus? Evident, dar la timpul potrivit o să fac referire la acel condiment secret. Deocamdată nu e momentul încă. Am pus boia iute puțin, acum pun chimenul, puțin praf de curry și un alt condiment surpriză. Oh, ce bine miros! Scorțișoare. Îți place să gătești, Egi? Da, îmi place să gătesc, pentru că mă regăsesc în aceste combinații inedite fiecare dată. Interesant, eu credeam că nu gătește AG, dar și că îi place să gătească. Poate că din când în când, așa, știi, pe relax, știi, fără prea mult efort. Cu, da, n-am văzut nicio... nimic, hă? Uite, facem așa un mic șpriț. Un whisky. Hai mă, că pune și whisky. Dar nu pune tot, mai lasă și pentru meseri. Se bat albășurile spuma, gălbenușurile se bat împreună cu zahărul, 6 ringuri de zahăr. Se pun peste gălbenuș. Se face o pastă ca lumea, așa. Albușul se face bezea. Se pun una peste alta. Se introduce gălbenușul peste bezea. Așa, după care 9 ringuri de griș. Această compoziție se pune într-o vasă de iena, unsă cu un pic de ulei sau un pic de unt și se bagă la cuptor. Parcă țin minte când a gătit ultima oară la cireasa de pe tort Nico, că a făcut o prăjitură, o altă prăjitură și a făcut-o bună. Sper să nu mă înșel. Cred că se pricepe la dulciuri. A gătit poate mai puțin. Acum mă tot cu spatele, că nu vreau să vă dizolv secretul meu condiment. Da? Arată-ne-l și nouă, nu fii așa secretos. Repede înapoi în pungă. Fantastic! Băi, fraților, trebuie să angajez o echipă de detectivi particular ca să îmi afle și mie condimentul ăla. Ce mă fac? Acum punem puțin roșiile. Așteptăm puțin mai mult până se desfac roșiile și se dizolvă în această mireasmă ancestrală a senzualității papilare. Hopa! Stai puțin că începe să sune bine. Ce frumos! Ce ancestral! Ce papile gustative! Parcă-ți vine să fii burlac! N-ar fi rău, știi? Ia uzi, Manuela! Wow, ce bine miroase! Nu? Dumnezeule! Dacă doar atâta trebuie ca să cucerești fetele, să știi să gătești, păi înseamnă că eu ar trebui să fiu sultanul Suleiman, știi? Să fie harem! Eu sunt aproape de final cu prăjiturica mea. Prăjitură cu griș se numește și o puteți face și la cei mici. E o prăjitură extraordinar de bună. Dar stai puțin, noi ăștia alți, de ce să nu mâncăm prăjitură cu griș? Am incorporat gălbenușul frecat cu zahărul și albușul. Le-am incorporat pe amândouă. De ce filmez, măi, că uite cu ce, ăsta e telul meu, te rog frumos! Cu așa ceva. Nu știu dacă vreodată ați bătut cu așa ceva, dar se poate. Am făcut o bezea super tare. Așa. Acum urmează cele 9 linguri de griș. Vreau să spun că am luat griș integral, zahăr bio, dar am pus 3 ouă, că n-aveam cum să nu pun 3 ouă și zahăr. Asta e. Asta e. Câte am pus? Nu mă zăpăciți! 2. S-a făcut răcoare, mi-a mai pus un ceai. Să știi că vine toamna și mi s-a făcut frig. Noi suntem gata cu prăjiturica, o băgăm la cuptor. Cât timp stai acolo cu el? Deci 150. Până crește. 20-25 de minute, cam așa. Suntem atenți. Bun, urmează acum să fac pasta de ton. Mulțumesc, AJ, pentru vas. Să-mi spui cu ce te ajut. Cu un zâmbet. Ai pus ulei și sare? Bun, sigur. Doamne ajută. E o furculiță pe acolo, te rog frumos să-mi dai și mie. Egi, eu termin asta în 5 minute. Uh-huh. Tu lași la fiert pastele, ne apucăm de salată, tu ce zici? Pastele sunt gata. După ce clocotește apa, cred că în 3-4 minute.
cum crezi că să fie? Am așteptări, să vedem cum se ridică la așteptările. Pentru că noi suntem niște arbitri, puțin mai competenți acum. Ei au avut aseară debutul nostru și au dat părerile, notele. Acum este la mâna noastră. Exact, exact. Îmi place chestia asta că păi sunt la mână, noi suntem sfârșitul. Noi suntem începutul, noi suntem sfârșitul. Dar e mai bine. E mai bine așa. Nu? Noi o tărâm. Și-au găsit soacra cu mine. Am să fiu cea mai drăgălașă și am să-i ard. Am să-i ard. Nota 10. Eu mă declar cu misiunea îndeplinită, ceea ce privește ragu burlăcesc pe un pat de paste de orez. Este o mâncare globală. Ți-te mai ajut? Păi, să știi că nu mai e cazul. Că am terminat. Mai am pătrunjelul. Dacă vrei să te duci să te schimbi, te poți duce. Au gătit destul de puțin. Gustarea, ceva bruschete pe acolo, așa, un fel de joacă. Felul de bază, interesant, ragu-ul la burlăcesc cu pastele, care nu mă impresionează, dar ok, au fost paste. Și desertul. E desertul, dacă e servit frumos și dacă place musafirilor, jos pălăria. Da, mi-a plăcut atmosfera. Fluturașii te zboară, dau din aripi încă. S-a venit cu fluturașii. Hai să luăm liftul, știu că este preferatul tău. Vai, nu pot să cred. Ăsta e sicriu zburător, mă duci cu așa ceva? Hai, tu știi de când am intrat eu așa de 36 de ani, eu n-am intrat în așa ceva. Gura drăguța mea, liftul a venit. Tu crezi că mă duci pe mine? La etajul 6. Nu râde, că acum nu pot să râd. Nu pot să râd? Nu, că eu sunt claustrofobică. Ok. Ai scăpat cu viață. Cu viață din așa ceva. Da. Mai vrei? Doamne, mai că nu mai vreau cu tine. Te trăiesc eu în așa ceva, nu mă mai urc. Din cobor mi-ai fug pe scări. Fug pe scări. Oare am venit? Apartamentul 25. Da. 2 cu 5 face 7, numărul 7. Dumnezeu. Bun. Bună seara! Am venit! Sunteți acasă? Bună seara, dragii mei! Pe ceruri și plăcăi! Am venit cu voie bună! Să petrecem împreună! Păi vom petrece cu voi, cu mic, cu mare, la 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 la, cum se cade la zi mare, la 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 la. Op și așa, op și așa, și așa. Bine ați venit, dragii mei. Tot a fost super. Bucur că am putut împreună. Super. Deja m-așteptam. Deja mi-a furat gândul. Pentru tine, cu relațiile. Pentru tine, tot cu relațiile. Mulțumesc. Relațiile. Mi-a făcut cadou niște cărți senzaționale. Nimic nu ne consumă mai mult decât relațiile. Un buchet de fluturi, nu cred că ți-am adus ceva. Dar nu s-a adevărat. Și un buchet de roze. Extraordinar, mulțumesc foarte mult. Din experiența mea am învățat să mănânc înainte, dar venim undeva unde trebuie să mănânc. Și am venit full. Uite, am venit pregătit astăzi ca să vă arăt ceea ce ieri n-am portat cu mine. Să vă arăt talanca. Nu că n-aș avea-o, deci iată, o am. Da? Vezi figura o nu? Nu l-a întrebat nimeni. Poate pe noi, gazdele, nu ne-a interesat vinul. Poate noi am vrut să-l întrebăm cum a fost drumul până la noi. Și acum să vă arăt altceva mult mai interesant. Deci aparatul profesional de desfăcut sticlă de vin, da? Se cheamă desfăcător. Ăsta se folosește fără următor. Se ia sticla de vin, frumos, și atunci vom face o mișcare foarte frumoasă de desfacere a părții de sus cu acest cuțitaș cu care este prevăzut desfăcătorul. Deci în felul ăsta ajungem la dopul de plută. Poate am vrut să întrebăm cum se mai simte, dar nu ne-a lăsat nici un mic de răgaz. S-a apucat să ne prezinte campania lui de promovare a noului său job de somelier. Asta a fost ceva foarte nepoliticos. Ținem sticla cu mâna, îl penetrăm cu o mișcare de bace. De aici, frumos, ridicăm un pic dopul, continuăm la partea a doua și acum dopul
trebuie să iasă cu ceea ce se cheamă Kiss of Wine. Eu, când mă duc la cineva, mă duc cu atenția îmbogățită și focusată pe gazda mea. Și în niciun caz nu mă duc acolo ca un cocoș, parcă stăpânesc peste toate lucrurile gazdei noastre și așa mai departe. Mie, pe mine m-a jenat acest lucru. Bine, noi am avut un extraterestru de pe planeta Sirius și sigur că un extraterestru care încearcă să mănânce ca și indienii din Tibet, dar totuși el se consideră foarte vocal că este un extraterestru și noi l-am luat ca atare. Deci, mulți ani, care dau cu pălincă cu pălincă, care cu vin cu vin. Am dat tu amândouă. Da, pus între ele ca să fie pace. Vinul pe care l-am adus, rozeul, este numit în limbajul somelierului, n-aș prea fi vrut să fac publică chestia asta, se cheamă vinul nehotărâtului. De ce? Pentru că merge cu aproape orice. Pe mine și mă interesează vinul. Sunt eu obligat ca să ascult așa ceva? Eu tot nu zic să aducem mâncarea. Astfel măcar nu vorbim. Și în felul ăsta îi punem un lucreț cu... Pentru că noi nu prea îi băgăm în gură ceva. Este actor, eu am luat-o ca atare. Mie mi s-a părut funny. Vezi, dar pe el l-a deranjat. Tu nu face muzica, nu? Pastă de avocado cu usturoi. Ce bun. Oh, da, ați mulțit eu așa. Mulțumesc că e mă susții. E ca un copil, deci uite-te, că e ca, exact ca un copil. Da? Nu. Nu, tu ai dreptate, dar vezi, el e altfel de om. Nu. El joacă foarte mult, el este vesel. E asta nu e veselie. El este înghețat în nostalgia improbabilului. M-am simțit foarte bine, până m-am simțit foarte prost, după care m-am simțit așa foarte bine. Încearcă tonul cu încredere, Cristi. Un pic de ulei s-a scurs așa de la... E ulei de măsline. N-am pus ulei decât ulei de măsline. Bădea un pic. Am făcut totul cu o deosebită considerație și atenție. Adică ce vrei să spui? Că dacă nu ești atent, mănânci cum ați mâncat voi aseară, să cit. Tonul a fost minunat. Mie mi-a plăcut foarte mult, nu știu. Da, mea. Mi-a plăcut și mie tonul. Avocado a avut un gust proaspăt și a fost o surpriză plăcută pentru papilele mele. Am uitat să mulțumim. Pentru... Ah, clar. Da, spunem Grace. Da, îi spunem așa. Mulțumim, doamne, că ne-ai adus împreună la această masă și că suntem sănătoși, fericiți. Și că ne-ai ajutat să ne bucurăm unii alții și să împărțim mâncarea asta. Asta nu prea mi-a plăcut, că mă simțeam așa, cumva, exclus dintr-un cerc ritualic, discriminat. N-am mai mâncat avocado cu ciuperci în combinația asta. Cu ciuperci? Nu cu ciuperci, cu usturoi, iartă-mă. Asta e rețeta de la Jimmy. Da? Da. Cine e Jimmy? Se pune usturoi, sare și piper. Da. Foarte simplu. Ne rezănătos. Cine e Jimmy? Foarte simplu. Pentru mine a fost un gust foarte neobișnuit. Am să încerc și la mine acasă. Însă pentru mine avocado, pe care îl știu eu și îl mănânc de 30 de ani, are un cu totul alt taste. E foarte interesant. Venea cu gluten, nu bune. Fără. Nu era. Da. Așa prăște-i bună. De asta știu dacă mănânci starea e așa, nu e ok. Cum v-a plăcut până acum? Foarte bun. Putem continua? De ce nu? Dacă mai aveți cu ce, e ok. Dar nu mai avem. Vrea să fie puțin drăgușor așa. A, și asta a ieșit. Un infinit gros și gras. Un grăsuț. O păpușă grăsuță cu păr, cu doi ochi, totuși infinitul, dar... Pusă orizontal. Păi orice infinit se pune orizontal. Nu, de păpușă era vorba. Și orice păpușă se pune orizontal, pentru că păpușa este infinitul. V-am pregătit o mâncare jazz. Este
Ragu burlăcesc. Ragu. Este carne? Este carne. Ragu. Dar poți să gusti un pic, e păcat. Deci chiar e păcat. Cu mine e foarte greu să te înțelegi. Nu mă înțeleg eu cu mine cu mâncarea câteodată. Eu nu mănânc carne și cu pastele, chiar dacă sunt de orez și pe astea, dar totuși erau bune, însă nu sunt genul meu de mâncare. De mulți ani am mâncat carne de vacă, cred că de 20 ceva de ani. Și știu că dacă mănânc, odată mi s-a întâmplat ceva să gust, mă supără puțin ficatul. Organismul s-a dezobișnuit să mănânce carne, în special carne roșie, total. Dar eu nu m-am uimit când am văzut că Carmen a spus, da, mănânc și eu. Dar eu dacă m-am văzut farfuria, vreau și eu. Dintr-o dată, așa, de știi cum? Nu mă așteptam, eu făcusem decât 3 farfurioare și zic, ha, m-am bucurat foarte mult și mai ales că i-aș fi plăcut, îți dai să m-a pus capac. Pentru mine a însemnat ceva. Mă simt în India. Pe cuvântul. Da, cred că așa mănâncă indienii. Pe cuvântul meu, deci mă simt în India. În momentul ăsta... Exact și în Persia și da. Da, da, da. Ce este... Da. Inchikidana, inchikidana, Daniel, Pardana, inchikidana, Cristi. Pe mine m-a fascinat ezoterismul mâncării, adică faptul că s-au pus 7 condimente, că, mă rog, camera în care am intrat sau clădirea era cu numărul 25, la apartament era numărul 25, am fascinația numărului 25, pentru că sunt născută într-o zi de 25, care este numărul 7, numărul, așa zis, dumnezeiesc. I-a trebuit lui Dumnezeu 7 zile să facă lumea și ne-a trebuit 9-7 ore să ne acomodăm unii cu alții. Dar tu de ce n-ai mâncat? Eu sunt gourmet, am gustat și atât. Nu mai pot. Nu mănânc numai ca să ce. Foarte bine, cine a pierdut? El a pierdut. Pentru că mâncarea a fost senzațională. Mă rog, vita, chiar dacă este condimentată cu 7 condimente ezoterice, poate fi fadă. Asta nu ajunge. Cred că un pic de sos de soia ar fi rezolvat. Fiecare chef, când am fost eu copil și adolescent, avea câte un bufon de ăsta, ne? Bufon de serviciu. Mă întreb așa, un actor profesionist de la Hollywood, oare așa merge și face glume la alții acasă, la o treabă privată? Mă întreb așa. O să-i fac și o soțului acasă, numai că în acest ragu, el are niște condimente secrete. Treaba secretelor generale este să rămână secret. Wow. În total sunt 7 condimente, dintre care unul este ultra secret. Nu, nici mie nu mi-a spus. A venit cu punguță și a plecat cu ea, dar așa. Pe cuvânt, a plecat la mașină. Curry, chiar cu ingredient secret, tot curry rămâne. Una mână, cred că i s-a părut puțin paiute, care aș putea să înțeleg. A doua la mână, cu asta el s-a pregătit să-mi ridice la fileu sau să-mi dea înapoi o minge. Asta trebuie fotografiat. Oh, wow! Wow! Look at this! Știi ceva vreau și eu? Din asta, I'm sorry, nu mai ai. Cum să nu mai am, Doamne ferește? A fost făcut cu lapte, ea nu bea lapte, zahăr, n-am pus miere, dulceață și frișcă. Și fructe. Fructe, senzațional. Fructe. Și aici ce ai? Știi că am uitat, aveam miere pentru tine să spun. That's okay. Dulceață de vișine. Mă sacrific. Nu se poate. Și frișcă, dacă mai vreți, nu pot, dar cu asta pot. Da, chiar că e bun. Ce bună e. Desertul în, cum se spun, în simplitatea lui, în tradiționalism, a fost... rețetele astea, că le știm, noi le avem dintotdeauna de la bunici, de la străbunici, care sunt rețetele adevărate și care au calitate, deși sunt, cum am spus, foarte simple și nu ne trebuie nicio sofisticare de ingrediente, gustul a fost extraordinar de bun și o felicit pe Nico. Carmen, te-ai distrat? Da. Bun. Totuși o notă. Nota bene. Nu pot decât să vă spun că americanul din mine, născut pe tărâmurile românești, își exprimă încă o dată toată dragostea și admirația și respectul pentru românii mei minunați și pentru emisiunea voastră de excepție. Sper să nu vă supărați pe mine, că uite, e haioasă.
Deci asta e nota mea pentru voi în seara asta. Cu mulțumim. Ce miște. Are și năsul. Are năsul. Are năsul. Dă-i cu capul plecat așa un pic, bă. Are și păr. Are și păr. 8 este o cifră foarte importantă la chinești. Pentru că întoarsă înseamnă infinitul. Înseamnă energie și noroc perpetu. Asta. Și înseamnă bani. Stați să vedem ce notă va da Carmen. Deci, Carmen... Carmen, ce-i făcut? Eu îmi dai cea mai bună notă. Pentru mine cifra 7 este mult mai mult decât cifra 10. Deci eu, în felul meu, cred că am dat, după înțelegerea mea, cea mai bună cifră. Eu v-am dat cifra lui Dumnezeu. Cifrele, de fapt, sunt de la 1 la 9. Pentru cei care nu știu, 10 nu există, 0 nu există. Deci eu am venit să vă contrazic tabelul vostru numerologic și vă spun de între cifrele de la 1 la 9, cea mai minunată cifră, nu numai ezoterică, dar cifra care definește viața pe pământ, până la urmă, este cifra 7. Ai, nu se poate! Dragă de ea! Și nota mea pentru voi este 11,1. Da, dar știi că în cazul ăsta se anulează. 8 cu 7, 15. 5 cu 1, 6. Noi i-am dat 4, de fapt. Dar nu s-a înțeles, pentru că gândirea și clasificarea asta notelor este după sistemul ăsta tâmpit educațional, care la noi îl 1 la 10. Nu știm dacă a anticipat Carmen Hara scorul final, 21,1 la 15, însă e sigur că ea și Cristi Grețcu sunt câștigătorii de azi. În rest, le dorim sănătate și lor și învinșilor și tuturor așa în general. Felicitările mele! Bun! Felicitări! Măcar așa o să mă țin minte că... Măcar voi cărați greutatea asta da, acasă! Te rog frumos, cară-o cu tine și le explici la aia de la vamă! Premiul de la voi este o minune și am să mi-l duc în America și am să mi-l pun pe perete. Ia uitați ce frumusețe! La mulți ani! La mulți ani! Mulțumim frumos, mă bucur că v-am cunoscut! Vă iubim! Să fiți iubiți! Dar stai puțin, Nico! Da! Chiar i-am câștigat! Da! Da, sumonul ăla. Sumonul ăla, da, ce vreau. Eu de neuitat, știu. Asta e, m-am străduit. Am avut arsul la stomac. Vezi? Eu de-aia n-am mâncat ragut. Vezi, de-aia n-am mâncat. Fii atent. Aaa, da, că am pizza. Cristina, dar ce zici dacă le luăm gata, preparate? E, cum ar fi? Nu știe nimeni. Păi tu ai uitat la ce misiune ai venit? Frate, deci ești incredibil. Sar de la desert la ciorbiță, serios? Păi pentru desert nu avem ce să mai luăm aici. Wow! Wow! Dacă eu mă mir de cum iese copila asta îmbrăcată pe stradă, înseamnă că sunt chiar bătrân, într-un pulover rupt și în chiloți. Mă rog, ceva lenjerie de genul ăsta. Am luat doar ouă. Haideți înapoi după smântână. Haide, Florin. Păi Facebook, Instagram. Dăm și noi un like, un share. Deci nu știu ce o să zică domnul Horia, dar eu nu sunt colegul mele, că arată prea bine. Ce ai zis că vrei să faci cu ele? Să le punem în prăjitură. A, ok. În prăjitură. În compoziția ei. Haide să merge. Sunt lemn. Are gust de ciorbă de burtă, serios. Horia, m-am tăiat. Lasă că-ți trece pânte măriți. Le amestecăm, punem la ciorbă și pătrunjel și mărar. Păi ce are? Sau mărar la mărar. Ciorbă? Acum este un război al regiunilor. Olteanu ce nu? Bună seara, dragii mei!